dimineața, dragii mei! După cum ați văzut, am început ziua împreună. Bine, mă rog, ziua nu, am început ziua acum vreo oră și ceva. Ne-am trezit, am băut cafeluța, i-am făcut micul dejun fetei, am schimbat-o, am pregătit-o, iar la sfârșit mă las pe mine. Și v-am arătat un pic așa rutina mea de dimineață, scurtă, pentru că astăzi nu vreau să mă machiez, pentru că mai târziu vreau să pregătesc un reel pentru Instagram, dar în fine. Altceva vreau să spun, astăzi va fi un filmuleț special, pentru că astăzi va fi un filmuleț în colaborare cu Lidia Moisă, o mămică care am cunoscut-o aici pe YouTube, la fel are un canal de YouTube, are două fetițe, una de 2 anișori se numește Naomi, iar cealaltă nu are nici 6 luni și se numește Emima. Un nume foarte special, nu l-am mai auzit niciodată și mi se pare super drăguț. La ea pe canal veți vedea filmulețe de, în legătură cu, mă rog, cu casa, cu curățenia, cu copiii, cu mâncare și așa mai departe, viața unei mămici, să zicem. Așa că vă invit să dați un subscribe pe canalul ei, să o vizionați și să îmi spuneți ce vi se pare. Mi se pare super drăguțe filmulețele ei. Ea la fel este la început de drum ca și mine, așa că amândouă avem nevoie de un pic de ajutor și v-am mulțumit din suflet. Bine, dragii mei! Acum să continuăm cu filmulețul nostru. Astăzi, v-am zis, trebuie să pregătesc un reel, o colaborare, așa că fața mea o să fie așa, până ce voi face acea colaborare, pentru că acolo este vorba de rutina de față, să zicem așa, de machiaj și așa mai departe. Acum ne-am pregătit amândouă și o să mergem până la un magazin românesc aici. Vreau să cumpăr niște cremă dintre aia rapidă care se face cu lapte, niște biscuiți, pentru că vreau să fac o prăjitură cu biscuiți și cremă, ceva foarte simplu. Astăzi este Sfânta Maria aici, este ziua numelui meu, să zicem, și o să fac o mică prăjitură. La fel, mâine este ziua tatălui meu și o să fie tort, așa că astăzi fac ceva doar pentru noi. Iar apoi vom continua cu rutina zilnică din casă. E bine, astăzi este vineri, nu știu dacă v-am zis, este o zi un pic mai plină, de obicei vinerea o rezerv pentru curățenie și așa mai departe. De obicei vinerea suntem singure și nu prea mă complic cu mâncarea, mâncăm, nu știu, de obicei, în ultimul timp am început să fac vinerea ziua de paste, Anastasia cea mai bucuroasă, eu la fel, așa că rețete nu vor fi. Ce vom face este așa, cum am zis, mergem, cumpărăm pentru prăjitură, venim, ne apucăm de prăjitură să o răsăm la rece, iar apoi vom vedea cu ce vom continua, așa că vă mulțumesc că sunteți lângă mine, vă rog din suflet dacă puteți să apăsați pe butonul de abonare, de subscribe, este super extra mega important pentru mine, un comentariu, un like, tot ce vă, ce doriți voi, vă mulțumesc din suflet, așa că haideți să începem ziua. Thank you.
Bună din nou, ne vedem deja din bucătărie pentru că am fost plecate de aproape toată dimineața. V-am zis că merg să cumpărăm ce aveam nevoie de pentru prăjitură. A fost nevoie să merg la 3 magazine diferite ca să pot să îmi strâng tot ce aveam nevoie. Iar apoi a venit fratele meu și am fost și am băut o cafea și un pic în parc cu fata. Mi-a venit aproape, mi-a venit și cealaltă parte de la comandă de Shein. Așa că deja avem comanda. O să văd astăzi mâncarea, dar mâine o să fac filmulețul cu lucruri ușoare de pe Shein. Mi-a mai venit aici un pachet sale, asta este o colaborare de pe Instagram, o să o vedem după aia. Iar acum vă arăt repede ce am cumpărat. Aproape tot este pentru prăjiturică. În fine, aici este un suc pentru Anastasia. Aici o apă. Sucul este de la terasă și nu am vrut să-și bea și l-am luat acasă. Și apa este de la magazinul românesc. Tot așa am mai luat un pic de salam. Nu am mâncat de mult un pic de salam și chiar mi era poftă. Anastasia și-a cumpărat un prăjiturică dintre asta de ciocolată, să nu vadă pe. Și pentru prăjitură am luat crema pentru tort de biscuit. Iar apoi am cumpărat aparte gen pentru o cremă, mă rog, de căpșuni și să amestec aceasta cu aceasta. Aici avem biscuiții. Am cumpărat așa biscuiți. Și apoi ne vom folosi la fel de lăptic. Am cumpărat 2 de lapte. Tot am fost, am luat ivina de lapte iar cu cereale. Am cumpărat o drojdie dintre asta praf. Da-i bine. O Coca-Cola Light. Iar apoi, de fapt, al patrulea magazin, că am intrat jos la fructerie, am cumpărat niște mere pentru Anastasia. Dulci, am zis să fie cele mai dulci, așa mi-a zis tipul de acolo, că astea sunt cele mai dulci. Și apoi niște paraguai, paraguai. La al meu îi plac. V-am mai arătat eu într-un hol de, de cumpărături alimentare, așa ceva. Și atât. Așa că o să ne punem direct la treabă pentru că este deja târziu. Deci am și eu cearcăne, sunt obosită și eu. Ne apucăm de prăjitură, iar apoi cât o să las la rece prăjitura, curg fata și eu trebuie să editez filmulețul de ieri ca să pot să vi-l arăt bou astăzi. Așa că haideți la treabă. Suntem în bucătărie și citeam aici. Crema asta pentru biscuiți nu se face cu mixerul. Este de vanilie. Pur și simplu zice că este nevoie de 100 de grame de zahăr și 1 litru de lapte. Iar apoi zice, într-un vas se pune mixul pentru cremă și zahărul, se adaugă treptat laptele și se amestecă bine cu ajutorul unui tel, care l-am aici. Se pune vasul pe foc și se amestecă cu telul astfel încât să nu se prindă de vas. După ce a început să fiarbă, se mai ține pe foc 5 minute amestecând continuu. Și chestia este că asta este o cremă rece. Atunci, nu știu cum va fi combinația de rece cu cald, dar o să încercăm, nu cred că va ieși nimic rău. Pentru că la asta este într-un var, se toarnă 400 ml de lapte la temperatura camerei, apoi se adaugă conținutul plicului, iar apoi se mestecă cu mixerul la viteză mică, la început, iar apoi se continuă 3 minute cu viteză mare și atât. Aici nu cere zahăr, e bine. Deci, haideți să ne... Bine, ce vom face noi va fi că voi să scot... O voi face într-o tavă. Dacă mi-amintesc, nu mi-am pus. Bebe, stai că nu folosim astea, mami, nu o să amestesc aceasta. Iar aici voi adăuga un strat de biscuit. Un strat de biscuit. Va fi un strat de cremă dintre asta de vanilie. Anastasia, un pic. Încă un strat de biscuit. Un strat de cremă de căpșuni, un strat de biscuiți, un strat de cremă dintre asta și așa va fi alternativ. Să vedem ce este. Haide, ne apucăm de treabă? Hai! Începem mai întâi să facem crema caldă.
crema aceasta de vanilie. Mami, are un momento! Dacă va ieși mixul ăsta de cremă rece cu cea fierbinte, dar vom încerca. Scrie 400 de ml de lapte, eu să adaug cam jumătate din sticla asta, nu o să mai pot să calculez. Și o să mixăm. Nu am nevoie nici să adaug zahăr, nici nimic. Oricum și în crema aceea de vanilie trebuia să adaug mai mult zahăr, dar... scuzați. Am preferat să adaug mai puțin. O să mănânce și Anastasia și... mai puțin zahăr, mai bine. Nu știu dacă... așa. Haideți să-i dăm bătaie la prima. Dacă reușesc să-l bag și pe spate. Bine, la treabă! Cum o să începem? Am scos la tare! Poftim? Unde? Asta de căpșun. Bale. Mi-a ieșit ceva cremo, ceva, nu știu, ciudat. Dar o să încercăm să punem în ceva dintre asta. Începem mai întâi cu acea vanilie care este fierbinte. De mami, no, no, no. Iubire, nu un far de mami. Tolo. Ade? Pero mi voy a poner esto. Ne ponemos ya. Ahora.
Și am ajuns la decor. Anastasia a decis că vrea să pună fluturași deasupra. Și facem cum zice ea, că doar pentru ea facem. Dar mai pune peste tot, da? Da. Hai. Și pe aici, și pe aici, mami. Da. Nu doar în mijloc. Bravo, bravo. Mam. Ok, și am terminat prăjiturica noastră. Nu este ea cine știe ce, dar având în vedere că am făcut împreună, sunt sigură că este cea mai delicioasă, cea mai specială, cea mai frumoasă. Deci a decorat-o Anastasia. Acum nu-mi rămâne decât să o pun la rece. Și acolo scrie că la rece trebuie cam 3-4 ore. Așa că pentru diseară va fi gata. O bag repede la rece, să-i caut loc. Că am complicat cu locul frigider. Așa, o bag la rece. Dați un pic, am murdărit un pic aici. Așa. Minunată! Ok, o să mă pun să schimb repede aici, pentru că Anastasia deja a fugit în pat. M-a lăsat singură și mi-a zis că să duce în pat, pentru că a vorbit cu bunicii ei și i-au zis du-te și dormi și când te trezești, prăjitura e gata. Și atunci, automat, ea a fugit în pat. Așa că eu repede strâng aici un pic, doar strâng, mă duc să o culc, o să editez filmulețul în timp ce doarme acela de ieri, o să vi-l urc, o să mă duc să-l vedeți. Și apoi o să vin să mă apuc să spăl aici vasele, tot ce am folosit. Am și foarte multe vase de strâns de ieri. Uitați. Astea sunt de spălat acum. Și astea sunt spălate de ieri și nu m-am apucat să le strâng. La fel, v-am zis, o să strâng repede pe aici. La fel trebuie să spăl aragazul. Aici, după aia iar aici. Apoi... în salon, nu este cine știe ce, am acolo câteva haine de strâns, de călcat. Așa, astea sunt de călcat. Aici sunt niște papucei care i-am spălat, dar deja nu-i mai vin. O să-i dau mai departe, o să-i dau spălați. Și apoi aici iar am, ce vedeți aici, sunt de strâns și unele de călcat. Dar acum mergem la Bubu. Uite aici, hai, mergem? Și o să mă duc cu ea în pat, că da, cască, iubirea mea. Bună din nou! Au trecut câteva ore, nu știu dacă 2 ore sau așa. Anastasia doarme, că mi-a dormit foarte greu. Și eu o să profit să scort prăjiturica, să vedem cum a rămas, pentru că o să treacă tati, că am făcut și pentru ei. Și să vedem cum o tăiem, cum ce rezultat o să avem la prăjitură. Ce văd de la prăjitura asta este că încă mai are nevoie de frigider, dar în rest arată bine și cred că va fi destul de delicioasă, nu are de ce să nu fie. Dar vedeți aici, cum de exemplu cum am tăiat, se vede crema, cel puțin cea roz, care e mai moale. E posibil să fie strigat din cauza că am pus crema aia roz. Dar îl băgăm înapoi în frigider și până mai târziu o să-l păstrăm, o să le zic și lor să-l bage încă la frigider și să fie pentru mai după amiază, dar... Vedeți, crema cea roz este cea de vanilie, nu are treabă, dar cea roz cam. Dar oricum,
cred că sigur o să fie destul de bun și este făcut de mine și Anastasia, adică e perfect. Trebuie să vă zic că am aici prăjiturica, am o bucată care, care nu prea am tăiat așa de bine și am tăiat alta pentru ei și... este foarte bună. Are mai mult gust, cel puțin crema aia galbenă. Un fel de budincă. Dar oricum biscuiții încă nu sunt încă făcut de tot, adică nu s-au muiat încă de tot. Și crema de căpșun, cam puțin se simte gustul de căpșun, dar oricum este destul de bună. Nu este foarte dulce pentru că nici nu căutam lucrul ăsta, v-am zis, vreau să mănânc și Anastasia și cred că este destul de ok. E prima noastră prăjiturică, așa că am ia și Anastasiei. Nu prea mă descurc eu cu așa ceva, dar oricum, e ok. E ok, încă că doarme, mi-am făcut rilul, m-am dus să editez rilul și apoi să încep să editez un pic din filmuleț. Nu o să mai am mult timp, că deja are, cred că, pe oră și un pic de când doarme. Așa că, la treabă. Bine. Da, până la urmă m-am machiat un pic pentru că eu mereu că mă machiez simt că am mai mult chef să fac lucruri, nu știu de ce, dacă mi se întâmplă și vouă lucrul ăsta sau nu. În fine, în bucătărie mi-am făcut aproape toată treaba. Nu am mai filmat pentru că în ultimele filmulețe doar ăsta vă arăt. Acum am venit aici în salon. V-am zis, am făcut, nu ieri, alaltă ieri am făcut curat. Acum pur și simplu o să scutur un pic păturicile de pe canapea. Am aici pe masă câteva de strâns. O să aspirăm un pic și o să dăm cu mopul. Bine, și ștergem praf așa pe aici, și, dar nu trag canapele, nu fac ceva foarte, foarte, foarte general. Iar apoi hainele de afară o să le strâng și cred că o să încep cu hainele și așa deja le bag în cameră, că au stat toată ziua la soare și o să le bag în casă. Iar apoi v-am zis aici și după aici o să fac, bine, eu o să mai continui un pic pe hol, în dormitor, dar nu o să mai primez, v-am zis, nu vreau să fie prea repetitiv și o să mă pun toate pensulele de machiaj care le folosesc, o să mă pun să le spăr și o să vă arăt cum fac eu, poate vă este, nu este ceva, nu folosesc un produs special tot de care ar trebui, dar o să vă arăt cum fac eu, ce fac eu cu ele și cum mi le protejez, mi le păstrez, cum am grijă de ele. Anastasia s-a trezit. Astăzi, cum am fost foarte mult plecate de dimineață, după aia am fost cu să facem prăjiturică și mai departe, nu prea am avut desene, așa că acum am lăsat un pic la desene și eu profit și continui cu treaba, pentru că cât a dormit ea, mi-am făcut reel-ul pentru Instagram, am început să editez în filmulețul care trebuia, vreau să urc până se trezea ea, dar nu am terminat editatul. Pentru că v-am zis, pierd foarte mult timp la editat și când am pus toate părțile din video, mi-a ieșit o oră și 20. Și vă dați seama, să editez, vreau să ajung la maxim 40 de minute, nu vreau să fie filmulețe prea lungi. Și atunci trebuie să stai să editez pas cu pas, cu moment și încerc să fiu atentă și la detalii, și la muzică, și la cadre, și bla bla. E complicat, așa că nu mai vorbesc. Și ne apucăm de treabă, că este 5:30 deja, este destul de târziu și aș vrea să ies cu ea în parc. Să nu mă audă, că nu știu dacă o să pot sau nu, dar aș vrea să mai ies un pic cu ea, că s-a răcorit afară. Este așa timpul în orat când e vrea ce nouă și ea și un pic, dar vom vedea. Mai ales că este vineri, dar vedem de lucru. Nu promit nimic. Thank you.
deci am terminat ce mi-am propus, bucătărie curată, aragaz spălat, vase spălate, mai sunt câteva de strâns, am început să le strâng și nu am terminat. Bine, aici este o parfumță că am mâncat ceva Anastasia, lumânărica mea care nu lipsește. M-am destrâns aici mopul și la fel salonul, da, încă o lumânare, dacă mă urmăriți o să vă dați seama că îmi plac foarte mult lumânările. Acolo am un pui de om care începe să se plictisească, dar cred că o să ieșim. Și în rest aici totul spălat. Aici hainele strânse. Nu am apucat să-i fac aici ordine, că am zis că o să mă ocup un pic pentru că are foarte multe mici. Dar chestia este că o să mă apuc într-o zi când o să strâng și astea de aici și cele din cameră, că sunt le pot între la un loc și să mă ocup cu organizarea lor. Acolo este un bubincă, o bubincă mică, o cumințică, da? Când stă cu tati, când vine la mami și e așa, se învârte într-o parte în alta. Și atât, bucătărie și salon curat. Am venit aici la bucătărie să vă arăt cum ne curăț eu pensulele. Una de le-am făcut-o, dar uitați să-mi dau drumul la cameră. Bine, repet din nou. Eu am fost învățată, am făcut un curs de make-up, nivelul 1 de make-up. Și acolo am fost învățată un truc foarte mișto pentru a-mi păstra, îngriji, mă rog, spăla pensulele mele de la machiaj. Și acesta este următorul. Luăm un pic de fairy, punem în palmă. Bine, udăm pensula. Ținem palma așa, pentru că ele, vedeți, face așa forma asta ca cu niște, nu știu cum să zic, se strâng degetele, ridurile așa palmei și eu atunci când frec, ea are niște, nu știu exact cum să spun, dar cred că înțelegeți când vedeți asta. Și atunci o fac așa și așa. Și tot machiajul este, vedeți? Aici este foarte mult pudră. Și iar țin mâna. Plătesc un pic și cred că la asta o nevoie să mai pun un pic, pentru că avea destul de multă pudră. Așa că repetem. Pun fade în palmă, țin palma așa și învârtim așa în mișcări circulare, să zicem. Eu am aceste pensule de aproximativ 4-5 ani de zile. Sunt din păr natural și s-au menținut foarte bine. Făcând lucrul acesta odată, nu știu, la 2 săptămâni, o lună, depinde cât le folosesc și cum arată ele. Atât. Acum o să le las la uscat și pun mâinile ca noi. O să le pot folosi bine. Sper să vă fie și vouă de folos. Acum o să le termin pe toate. Ok, și am adus, acum l-am adus în salon să se usuce. Chestia asta, dacă vă gândiți că trebuia făcut în baie, da. Faptul cu spălatul, că l-am spălat la ghivetă în bucătărie. Faza este că în baie știți că am sunetul ăla care este foarte stresant și pe mine este foarte proastă. De-aia v-am arătat vă în bucătărie, dar asta se face în baie. O paranteză așa în caz de... Așa, trecem în bicicletă. În fine, atunci când le puneți la uscat, trebuie să faceți în așa fel încât toate firele de păr să rămână așa în sus. Nu știu dacă vedeți că sunt toate așa. Pentru că se poate deforma și nu o să mai își facă treaba așa cum trebuie. Așa că, de moment, le lăsăm aici. Gândiți-vă că nu vă puteți machia următoarele 24 de ore, să zicem. Le iau un pic de timp să se usuce bine. Dar, ok, pentru igienă, perfect. Ok, și acum reapar eu pe aici, pentru că o să închid filmulețul, acum este vreo 7 și ne-am gândit să ieșim un pic cu Anastasiuca care este acolo, care a fost foarte cuminte astăzi și m-a ajutat, m-a lăsat să fac tot ce aveam nevoie și o să ieșim cu toți un pic în parc, să bem un suc și fiind vineri, așa că, dragii mei, vă pup, nu uitați că acest filmuleț este în colaborare cu Lidia, vă rog să v-aș ruga să intrați la ea pe canal, să o urmăriți.
să-i dați acolo un subscribe. V-am spus, este foarte important pentru noi. Așa că vă mulțumim din suflet și ne vedem în primulețul următor.